Aș dori ca în această dimineață să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Proverbe, capitolul 22, versetul 6. Proverbe, capitolul 22, versetul 6. Cuvântul Domnului spune: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va împărtini, nu se va bate de la ea. Amin. Amin. Rău să vă pasă până. În anul 1999, în urmă cu 14 ani, am fost în Elveția pentru 5 luni de zile și cât timp pasat acolo, am locuit la o familie de elvețeni și am văzut că acea familie, pe lângă slujba pe care aveau și o pasiune să facă vase din lut. Și în multe ori am văzut cum se făceau acele vase din lut sau oare din lut. Am văzut cum dintr-o bucată de pământ, care nu avea nicio formă inițială, acei oameni puteau să scoată sute de modele de vase și de oale. Erau bucate pământ, oale, pe care se putea modela și putea să-i dea orice formă ar fi vrut omul acela. Dar atâta timp cât pământul era moale, se putea dea acea formă. După ce pământul se întălea, nu se mai putea face nimic. A vrut să fac o comparație cu acest exemplu cu educația copilor. Pentru că spune cuvântul că l-a început, învață pe copil. Copiii nu sunt copii, se pot modela, se pot învăța. Le putem da o anumită formă, o anumită direcție în viață. Dar atâta timp cât sunt copii. Pentru că după ce trebuie vremea adolescenței, este tot mai greu. Ca și acel pământ care se făcea oale. Cât pământ era moale, se putea modela, se putea da multe formă, dar după ce pământul se întărea, nu se mai putea face nimic. Tot așa este și copiii, cât sunt copii, cât sunt în casele noastre, cât sunt noi, dacă pot să spun așa, le putem da multe formă, îi putem modela, îi putem remodela, pentru că sunt încă copii. Dar după ce crezi, după ce trebuie vremea adolescenței, nu mai putem face același lucru ca și atunci când sunt copii. Pentru că această dimineață este o slujbă de binecuvântare, aș dori să am câteva cuvinte în direcția aceasta și mesajul este cum să ne educăm copiii, cum să ne creștem copiii pentru împărăția lui Dumnezeu. În primul rând, eu trebuie să înțeleg că educația copiilor este un lucru important. Și trebuie să fiu consecvent pe lucrul acesta. Eu nu pot să duc copiii doar de când în când, doar la fin de săptămână, atunci când am timp. Eu trebuie să ne duc copiii în fiecare zi, să fiu consecvent în lucrul acesta. Eu trebuie să știu că lucrul acesta e un lucru important, pentru că sunt copiii mei și vreau ca copiii mei să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu, așa cum spunea fratele Ioan mai devreme. Dacă uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, în 2 Împărați, capitolul 4, aici găsim o femeie văduvă. O femeie care a fost căsătorită, dar bărbatul ei a murit. Și înainte ca să moară, el s-a împrumutat de niște bani și n-a putut să plătească acei bani înapoi, de la omul de la care i-a împrumutat. Și acum omul acesta venea la soția lui, la această femeie văduvă, și cerea bani înapoi. Dar femeia văduvă era săracă, nu avea copii și nu putea să plătească acești bani. Și omul acesta, când venea, o amenința și spunea: dacă data viitoare, când vin după bani, nu dai banii, îți iau copiii, îi vând în târgul cu sclav de sclav și în felul acesta recuperez banii. Pentru că mai demult așa se întâmpla. Când cineva nu își plătea datoria, putea să fie vândut el, soția lui, copiii și omul putea să-și recupereze banii. Și femeia aceasta își dă seama de pericolul în care se află și se duce la omul Dumnezeu și spune: om al lui Dumnezeu, uite ce mi se întâmplă. Sunt în pericol să pierd copiii. Și nu pot, nu vreau. Sunt copii pe care Dumnezeu m-a binecuvântat. Sunt copii care am născut cu suferință. Copii pe care îi iubesc, care am născut și am crescut cu dragă. Și nu pot și nu vreau să pierd copiii. În această situație, în secolul 21, ne aflăm și noi astăzi. Lumea din ziua de astăzi, societatea din ziua de astăzi, Satana vrea să ne ia copiii. Vrea să ne pune copiii. Vrea să ne vândă copiii. Și pentru aceasta, folosește tot felul de metode. Filme, mass media, cu toată tehnologia ei și vrea să ne atragă copiii prin imagini păcătoase, prin filme păcătoase, prin cuvinte păcătoase și copiii noștri sunt expuși. Pentru că copiii noștri, ei nu trăiesc numai în casă, ei nu sunt doar în biserică, ei se duc și afară, au tangență cu alți oameni, au tangență cu alți copii. Și Satana vrea în felul acesta să ne pune copiii. Vrea să ne vândă copiii. Prin ceea ce oferă societatea, prin ceea ce oferă lumea.
pe păcatul de ziua de astăzi, care găsim la fiecare unul. De aceea noi nu putem să ne păsătorim de privința aceasta. Cine folosește faptul că suntem în Spania, că am venit în Spania și am avut o slujbă bună, faptul că ne-am cumpărat o casă, faptul că ne-am cumpărat un apartament, faptul că avem o meserie bună, avem o afacere bună. Dacă vedem că, în schimb, copiii noștri se duc pe drumul păcatului, ce va da mie din nou pacea sufletul meu? Ce va duce din nou mie liniștea sufletul meu? Că voi vedea că copiii mei sunt pe drumul păcatului. Voi trebuie să înțelegem că copiii sunt vulnerabili. Voi trebuie să înțelegem că nu-i suficient doar să le cumpărăm alimente, să le cumpărăm haine, să le cumpărăm încălțăminte, să le cumpărăm calculatoare, să le cumpărăm telefoane. Pe lângă lucrul acesta este nevoie, așa cum spunea și fratele mai devreme, să dăm o educație spirituală bună, să dăm o educație pentru părăția lui Dumnezeu. Că dacă noi nu le vom da această educație, atunci lumea le va da o altă educație. Noi trebuie să înțelegem că copiii sunt o altă generație. Ei gândesc altfel, ei se îmbracă altfel, ei se piatră altfel, au alte valori, alte gânduri. Dar cu toate acestea, noi nu putem sta nepăsători. Noi trebuie să luptăm pentru copii, noi trebuie să ne ajutăm copiii și să nu lăsăm ca lumea aceasta, o lume fără Dumnezeu, să ne duce nouă copiii. În al doilea rând, noi trebuie să educăm copiii cu responsabilitate. În Luca, capitolul 11, avem o pildă în care un om dormea noaptea în casa lui. Și de pe drum vine un alt om, un prieten al său, îi bate la ușă și cere găzduire și cere ceva de mâncare. Omul acesta poate să oferă găzduire, dar nu are nimic de mâncare. Și atunci se duce la alt prieten al lui, bate la ușă și spune: uite ce mi s-a întâmplat. De pe drum a venit un alt prieten de-al meu din călătorie și n-am ce să dau de mâncare. Și cere câteva pâini împrumut. Și uitați ce spune omul acesta în Luca, capitolul 11. Acum ușa este încuiată. Copiii mei sunt cu mine în pat. Nu pot să mă scot să dau pâini. Aș dori să subliniez câteva cuvinte. Copiii mei sunt cu mine în pat. Unde erau copiii? Copiii erau în casă. Copiii erau în pat. Prea mult în ziua de astăzi, când vine noaptea, copiii nu mai sunt în casă. Copiii nu mai sunt în pat. Copiii sunt în oraș. Copiii își pierd nopțile pe drum. Ce fel de responsabilitate este aceasta de tată și de mamă? Ca tu să împui ușa și copiii să nu fie în casă. Omul acesta spune: copiii mei sunt cu mine în pat. Copiii mei sunt în casă. Eu m-am avut grijă ca înainte să închid ușa, copiii mei să fie în casă. Copiii mei nu dă noaptea prin oraș. Pentru că noi suntem o familie responsabilă. O familie cu valori biblice. O familie care caută pe Dumnezeu. Nu doar membri de o biserică pentecostală. Noi trebuie să educăm pe copii ca să aibă ziua activități și noaptea să fie acasă. Dar tot mai mult, în ziua de astăzi, copiii din ziua de astăzi nu vorbesc de cei din biserică. Noapte, ziua dorm și noaptea este afară. Pe la discoteci, pe la cluburi, sau și unde se mai duc copiii din ziua de astăzi. Noi, ca și părinți, care cunosc pe Dumnezeu, avem această obligație, avem această datorie, să ne păzim copiii de duhurile care bântuie noaptea lumea aceasta, să ne păzim și să creștem pentru părăția lui Dumnezeu, pentru sfințenie, să nu lăsăm ca lumea să deformeze în conștiință, să deformeze în trup, să umple de păcat. Noi avem datoria să luptăm pentru copiii cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Nu e suficient să aducem copii pe lume. Este nevoie să fim capabili să și educăm. Și dincolo de efortul meu de tată sau de mamă, este harul Dumnezeu. Dar nu doar harul Dumnezeu când eu nu fac nimic. Când eu nu știu unde sunt copiii mei. Nu știu cu ce copii sunt. Nu știu care este anturajul lor. Nu știu ce fac, unde s-au dus. Ce activități au. Dumnezeu îi păzește pe copii, dar eu ca tată, ca mamă, am datoria să îmi fac datoria pe care Dumnezeu a pus-o la unul fiecare dintre părinți. Noi trebuie să înțelegem că și copiii sunt vulnerabili. Ei nu au experiența vieții, dar noi o avem. Ei au impresia că așa, ca ei nu mai fost niciodată nimeni. Au impresia că lumea se poate întâmpla nimic.
Dar noi știm că nu e așa. Noi ne-am convins că nu e așa. Noi ne-am lămurit că nu e așa. Noi ne-am pocăit, dar ei încă nu. De aceea noi avem obligația să ne păzim copiii de lumea aceasta, să nu ne împiedice nimeni, nici lumea, nici satana, nici evoluționismul, nici ateismul, nimeni să ne împiedice să ne educăm copiii. Noi trebuie să învățăm pe copii că ei au trecut pe lume, unde există principii, unde există valori, unde există ascultare și neascultare. Și dacă te va asculta pe tine ca tată și pe mamă, atunci va asculta și de biserică, va asculta și de păstor, va asculta și de Dumnezeu. Dar dacă pe tine nu te ascultă ca tată și mamă, nu va asculta nici păstorul, nu va asculta nici biserica și nu va asculta nici de Dumnezeu. De asemenea, noi trebuie să educăm copiii cu înțelegere și înțelepciune. În Cuvântul Dumnezeu, în Genesa, în capitolul 33, de la versetul 12 până la versetul 14, avem pe Iacob și pe Esau. Cunoaștem faptul că Iacob, în copilăria lui, a fost un copil mai înșelător, mai întâi l-a înșelat pe tatăl său, după aceea l-a înșelat pe fratele său, pe Esau, și din fricea aceasta, de frica fratelui său, a plecat de acasă. Și mai mulți ani, timp de 14 ani, poate mai bine, a stat de parte acasă și a luat două soții, dar după aceea se întoarce acasă. Și de frica fratelui său, îi trimite un cadou fratelui său, fratele său, Esau, îi vine, iese în față, se îmbrățișează, se iartă unul pe celălalt și fratele său îi propune ca ei să meargă mai repede, să meargă mai viteză, să meargă să facă o sărbătoare. Dar Iacob spune, tu poți să te duci, pentru că tu ești singur, dar eu nu pot. Eu sunt cu copiii, copiii mei sunt mici, ei nu pot să meargă viteză. Eu trebuie să fiu înțelegător cu copiii. El trebuie să vină la pasul copiii mei. Noi, ca și părinți, avem această datorie. Să fim înțelegători cu copiii. Îmi aduc aminte că am cunoscut în România niște părinți care niciodată nu știau să fie cu copiii înțelegători. Dacă copiii ar fi făcut ceva, sau dacă numai cineva i-ar fi spus că a făcut copiii ceva, veneau acasă, îi pedepseau, îi băteau, niciodată nu i-ar întreba dacă este adevărat sau nu. Nu i-a întrebat din ce cauză, care a fost circunstanța, nu cumva acel om mai sacerat care a spus, întotdeauna ai pedepsea pe copii. Niciodată nu s-a de vorbă, niciodată, așa cum spunea tatăl Iuda, nu le explica la copii că este bine, că nu este bine. Și după ce copiii au crescut, nu i-au mai respectat pe părinți. Pentru că niciodată părinții n-au știut să fie cu copiii înțelegători. Mă aduc aminte că spunea fratele Pop, luna trecută, la slujba de binecuvântare, căci copiii gândesc altfel. Copiii percep altfel lumea. Ei văd altfel, ei nu înțeleg ca noi. Și Apostolul Pavel spune, când eram ca un copil, gândeam ca un copil, judecam ca un copil, gândeam ca un copil, dar după ce am făcut mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum văd altfel, acum înțeleg altfel. De aceea nu trebuie să înțelegem că este o vârstă în care copiii nu văd ca noi, ei nu înțeleg ca noi, ei văd altfel, ei percep altfel. De aceea este nevoie ca noi, ca și părinți, să avem cu copii înțelegere. O altă problemă este că mulți dintre părinți nu își educă copiii când sunt mici. Ei spun copilul nu știe. Dar oare ce nu știe? Nu știe copilul sau noi nu știe? Ce știe copilul? Mă duc aminte de tot fratele cum spunea că educația copilului se face între până la 2 ani. După 2 la 2 la 7 ani se mai redușează educația, se mai duc unele bunătății și după 7 ani se face ce se mai poate face. De aceea spune cuvântul Domnului, învață pe copil, învață cât este copil, cât timpul ai în casa ta. Mă duc aminte că am auzit o predică, mi se pare că frate Niciu, un marit, că spunea că Dumnezeu nu-ți dă copilul. Dumnezeu îți dă copilul cu mintea goală. Îți dă copilul cu memoria goală. Și contează tine cu ce ai umpli memoria acelui copil. Și cel mai important sunt primii ani de viață, primii 7 ani, cu ceea ce tu îi umpli memoria acelui copil. De aceea spune Domnul, învață pe copil calea, învață pe copil legile, învață cât este copil. Dar noi spunem, copilul nu știe, copilul nu înțelege. Las că învăț când o să fie mare. Și când este mare, copilul nu te mai ascultă. Copilul spune, tată și mamă, acum lasă-mă în pace. Acum sunt mare, eu știu ce am de făcut.
De aceea este important să nu pierdem șansa primilor ani. Pentru că primii ani sunt cei mai importanți ani din viața unui copil. Dar dacă în primii ani din viața unui copil sunt numai jocuri, numai lupte cu sânge, pentru că cei mai mulți copii în ziua de astăzi cresc în fața televizorului, cresc în fața internetului și văd acolo prezentat păcatul și nebunia păcatului în cele mai urâte forme, atunci această educație, aceste imagini, va influența mult educația acelui copil. De aceea spune Domnul, învață pe copil, legile mele, învață pe copil, învățătura mea. Pentru că așa cum spuneam mai devreme, cât la începutul predicii, cât timp copilul este copil, cât timp este ca o pământ moare, copilul se poate educa, copilul se poate reeduca. Pentru că copilul nu rămâne pentru totdeauna copil. Este copil doar pentru câțiva ani. Iar avem o familie pentru câțiva ani. Și acei ani trebuie să profităm de acei ani, să educăm pe copii, să învățăm pe copii cuvântul Domnului, pentru că fiecare din noi va veni ziua în care vom fi responsabili înaintea lui Dumnezeu de modul cum ne-am educat copiii. Un alt lucru este voie să învățăm pe copii prin exemplu personal. Cum să fie copiii noștri spirituali, duhovnicești, când niciodată în casă nu văd pocăință, nu văd sfințenie? Cum să fie copiii noștri, copii care se roagă, când tata și mama niciodată nu se roagă? Cum să citească copilul cuvântul Domnului, când niciodată nu vede pe tata și pe mama că citește cuvântul Domnului? Cum să fie copilul punctual să vină la biserică la fix, când tata și mama întotdeauna întârzie la casa Domnului? Cum se respecte copiii pe slujitori, pe păstori, pe frați în biserică, când tata și mama întotdeauna vorbesc de rău pe păstori, pe slujitori sau pe frați în biserică? Nu la păstori le faceți rău când îi vorbiți de rău. Nu la slujitori. Le faceți rău la copii. Că copiii așa văd, așa o să facă. Dacă tata și mama o să vorbească rău, și copiii au să cuvetească, au să durtească, au să fie răi, să vorbească de rău pe păstori, pe slujitori sau pe frați de biserică. De aceea lăsați pe copii să vadă că postiți, că vă rugați, că citiți în cuvântul lui Dumnezeu, că vorbiți de bine pe frați, că iubiți biserica, și copiii au să facă la fel. Copiii, dacă văd că tata și mama o să facă așa, și copiii au să urmeze exemplul acesta. Dar dacă văd altceva, au să facă altceva. Faptul că odată pe an facem o conferință la Casa Domnului, avem un studiu biblic, avem aici o predică, o slujbă de binecuvântare, aceasta nu poate să schimbe viața de copil, care o viață în care, în casa lui, a văzut doar clevetire, lăcomie, răutate, bârfă. Noi nu putem să schimbăm o conferință ceea ce părinții au făcut 20 de ani. De aceea lăsați pe copii să vă vadă că iubiți pe frați, să vă vadă că vorbiți de bine pe frați, să vadă că veniți la Casa Domnului, să vadă că postiți, să vadă că vă rugați și copiii au să facă la fel. Un alt lucru, noi trebuie să învățăm pe copii cuvântul lui Dumnezeu. Lumea în ziua de astăzi, educația de ziua de astăzi, spune nu învăța pe copil. Nu învăța pe copil, lasă pe copil să se dezvolte singur, copilul are dreptul acesta să se dezvolte singur. Dar dacă nu lăsăm pe copii să se dezvolte singur, copilul se dezvolte rău. Pentru că copiii n-au discernământ. Ei nu pot să aleagă între bine și rău că sunt copii. Eu știu că a fost chiar de aici părinți care au fost chemați la școală și au fost întrebați de către profesori dacă îi obligă pe copii să vină la biserică, dacă îi obligă pe copii să se roage, dacă îi obligă pe copii să vină la Casa Domnului. Pentru că lumea așa învață, că nu este voie să obligăm. Nu este bine să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, capitolul 18, versetul 19, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Spune că ce eu cunosc, este vorba de Avram, că ce eu cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el, să ține calea Domnului, făcând ce este drept și bine. Pentru ca astfel Domnul să-și împlinească față de Avram ce a făgăduit. Ce a făcut Avram? Avram a poruncit copilul să păzească legea Domnului. Foarte mulți, în ziua de astăzi, părinți, nu mai poruncesc copilul să păzească legea Domnului. Pentru că așa învață în ziua de astăzi, psihologia lumii din ziua de astăzi, și pentru alții, psihologia lumii din ziua de astăzi este mai actuală decât ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru unii, regulile care sunt date în Biblie nu mai sunt actuale,
Ei au alte reguli, date de psihologie, date de umanism și nu mai învață cuvântul Dumnezeu pentru copii, pentru că este mai important ce spune lumea, ce spune psihologia, ce spune umanismul, decât ceea ce spune Dumnezeu. Adevărul este că Biblia este singura carte care să stea la baza educației familiei. Biblia este singura carte care trebuie să stea la baza educației familiei. Și noi trebuie să le explicăm la copii, să învățăm pe copii de ce este așa. Nu-i suficient să-i muiala, nu-i suficient să strige la copii atunci când copilul nu te înțelege. Este nevoie să stai de vorbă cu copilul, să-i strige la copil, că și avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care poate binecuvânta, un Dumnezeu care poate de grijă familiei, un Dumnezeu care ne poate duce în Împărăția lui Dumnezeu. Dar problema este că tot mai mult, multe familii vin la biserică, ascultă sute de predici, cunosc bine cuvântul lui Dumnezeu, spun aici amin, dar când ajung acasă, nu mai este Biblia aceea care ghidează, au alte valori, alte norme, alte principii și nu mai lasă pe Dumnezeu să învețe pe copii cuvântul lui Dumnezeu. Un alt lucru care este și ultimul, noi trebuie să educăm pe copii cu iubire. În Luca, capitolul 15, avem un exemplu pe acel fiu care a plecat de la tatăl său, a cheltuit toată averea tatălui său, dar după aceea s-a întors acasă. Dar nu s-a întors așa cum a plecat. A venit acasă cu inima strânsă, nu știa cum o să primească tatăl său, nu știa care o să fie atitudinea tatălui său, dar tatăl său l-a primit cu brațele deschise, l-a primit cu lacrimi în ochi și a spus, vino. Poate mulți nu te mai acceptă, poate mulți nu te mai primesc. Poate nici fratele tău nu te acceptă, dar eu te accept. Eu te primesc. Pentru că ești copilul meu. Noi și ca și părinți avem datoria aceasta. Dar niciodată să nu respingem copiii. Indiferent ce a făcut copiii, indiferent de circunstanță, chiar dacă toată lumea respinge, poate respinge și biserica, poate respinge familia, poate respinge prietenii, noi avem datoria să luptăm pentru copiii cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Pentru că nici pe noi nu ne-a respins Dumnezeu. Domnul Iisus a venit și a murit pentru noi, nu a venit pentru faptul că am fost bun. A venit pentru faptul că am fost răi. Și Domnul Iisus niciodată nu i-a respins. Oamenii niciodată nu o să te accepte. Oamenii te clevetesc, te vorbesc de rău, te urăsc, dar Domnul Iisus niciodată nu te-a vorbit rău. Domnul Iisus niciodată nu te-a grăbit. Domnul Iisus te-a luat în brațele Lui, te-a luat la pieptul Său și a murit pentru tine. Aceasta trebuie să fie atitudinea de tată și de mamă. Noi niciodată nu putem respinge copiii, chiar dacă așa cum spuneam, poate oamenii nu mai acceptă prin ceea ce au făcut, nici biserica nu acceptă, nici rudenile, dar noi ca și părinți avem această datorie să ne iubim copiii, să acceptăm, să luptăm pentru sufletul lor. Pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu copii, nu ca să-i abandonăm, așa cum spuneam mai devreme fratele Binu, ci a binecuvântat cu copii ca să-i creștem, să-i educăm și să-i pregătim pentru Împărăția lui Dumnezeu. Și lucrul cel mai important este acela, dar orice face pentru copii, educația, metodele de folosire de educația lor, să fie făcute cu dragoste, pentru că întotdeauna copiii vor simți dacă iubim sau nu iubim, dacă educăm cu iubire sau fără iubire. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze, să fim o biserică înțeleaptă, să fim părinți înțelepți, care să creștem pentru copii, pentru Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că va veni o zi în care va trebui să stăm în fața Domnului și fiecare va trebui să dăm seama de modul în care am educat niște copii pe care i-am avut în probleme pentru a-i pregăti pentru Împărăția lui Dumnezeu. Amin.